la 2019, privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pe data de 19.04.2019, orele 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, se convoacă în ședință extraordinară dată de 19.04.2019, ora 10, la sediul Căminului Cultural, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimările pentru anul 2020-2022 pentru Comuna Ștefan cel Mare. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022 pentru școala gimnazială numărul 1 Neguiești, Comuna Ștefan cel Mare. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale și dezmembrarea unui imobil teren în suprafață de 204.000 m² din acte și suprafață de 181.953 m² măsurată, având numărul cadastral 62.091, ce aparține domeniului privat al Comunei Ștefan cel Mare. Dacă sunteți de acord, mulțumesc. Aș veni cu propunerea să începem cu punctul 3. Că este mai simplu cu dezmembrarea, aprobarea documentației cadastrale de dezmembrarea imobil. Așa și după aia să discutăm despre buget. Știți că este vorba de canalizarea în cele trei sate, Bogdana, Ștefan cel Mare și Neguiești, prin CRAP Bacău. Și este vorba de terenul care o să vină ocupat de stația de epurare. În Islanzul din Lunca Pârâului Bogdan. S-a măsurat toată suprafața, că așa este normal, să măsoare toată suprafața și după aceea se face o dezmembrare pentru suprafața necesară stației. Da. Și e vorba de o suprafață de vreo 8.000 și vreo 900 de mii de metri pătrați. Suprafață ce o să vină ocupată definitiv de către stația de epurare. Din suprafața de 20 de hectare total, cât are Islanzul. Deci, asta este. Discuții? E mai jos de casa lui Bontoș sau? Da. E vorba de a doua poiană, dacă știți. Da, curat, știu, poiană mare. Drum, e o poiană mare. Are vreo 4 hectare în poiană. Aia și din poiană, aia 8.900. E malul stânga, nu? Da, pe râu. Malul stânga pe râu. Bun, dar vreau să încerc să domnul primar. Ce înseamnă cuvântul ăla, dezmembrare? Falcare. Dintr-un întreg, dar eu parcă ceva. Defalcare, nu dezmembrare. Nu. Defalcare, în termen popular, defalcare. Mă rog. Descompunere. Descompui un întreg în mai multe părți. A, dar nu există ceva pe el, dezmembrare. Este. Iar. E așa și cum. Este iar. E Islanzul comunal și de acolo. E pășunii, doamne. Terenul este pășunii. Are categoria de folosință pășunii. Și se dezmembrează o suprafață de 8.900 ceva de metri pătrați cu ocupare definitivă de către stația de apurare. Și restul rămâne pășunii. Stația pentru ce sat? Am spus Bogdana, Ștefan cel Mare și Neguiești. Toate trei. Deci sunt cele trei sate care au alimentare cu apă, dată în administrarea, în administrarea CRAP-ului Bacău. Discuții. Da, domnule, e riscant acolo dacă stația singură acolo nu devastează țiganii ăștia. Haideți să nu furtăm grija. Aceste suprafețe dintr-un total. Ce se întâmplă după aia? Cine construiește? Cum construiește? Că o pune la înălțime, că o pune la subsol? E treaba lor. Că au pază, că nu au pază, este treaba lor. Nu e despre asta de zi. Vorbim acum. Da, pentru următorul punct, pentru bugetul local al comunei, dau cuvântul lui doamna contabilă să ne expună configurația bugetului pe anul 2019 și repartizarea lui pe trimestri.
O să dau citire la adresele care le-am primit de la Consiliul Județean, de la Finanții, cu sumele, cu repartizare pe trimestri, care au stat la baza întocmirii bugetului. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a Comunei Ștefan cel Mare a fost întocmit potrivit legii bugetului de stat pe anul 2019, legea numărul 50 din 15 martie 2019 și a legii 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile legale mai sus menționate, proiectele bugetelor locale se aprobă de consiliile locale în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat. Cu adresa numărul 438 din 19.03.2019, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău a transmis veniturile proprii din impozite și taxe locate, estimate a fi încasate în anul 2019 și estimările privind sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și cotele defalcate din impozitul pe venit pentru anii 2020-2022. Cu adresa numărul 443 din 20 martie 2019, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău a transmis sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022 pentru finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și plata stimulentelor educaționale în învățământul preuniversitar. Adresa numărul 5970 din 25 martie 2019 a Consiliului Județean Bacău cuprinde repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, cote defalcate din impozitul pe venit și sume din taxa pe valoare adăugată pentru drumurile comunale și sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean. Adresa 475 din 2-4-2019, Administrației Finanțelor Publice Bacău, cuprinde sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate a comunelor în anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022 pentru finanțarea unităților de învățământ pentru cheltuieli materiale. Prin adresa 567 din 8-4-2019, Administrația Finanțelor Publice Bacău transmite repartizarea pe trimestre a tuturor sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru anul 2019. Prin adresa 7040, Consiliul Județean transmite repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri comunale în anul 2019. Excedentul bugetului local din anii precedenți este în sumă de 1.477.362 de lei și este folosit pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare. Față de cele sus menționate, propun aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Ștefan cel Mare pentru anul 2019 cu suma de 10.468,50 lei și estimările pentru anii 2020-2022 după cum urmează. Cred că o să dau citiri doar la anul 2019, că eu aici l-am defalcat fiindcă 3 ani. Dacă vreți, eu citesc pe fiecare an în parte, dar o să încep cu 2019. Pe urmă spuneți dacă vreți pe toți ani. Structura veniturilor de funcționare a Comunei Ștefan cel Mare și estimările pentru anii 2020 și 2022 este următoare. Pentru anul 2019, veniturile proprii 1.159.000 lei, care se compun din impozitul pe venitul din transferul proprietăților 5.000, alte impozite pe venit, profit și câștiguri de capital 4.000, impozit pe clădiri 130.000, impozit pe terenul 325.000, taxă judiciară de timbru 6.000, alte impozite și taxe 25.000. Taxa asupra mijloacelor de transport, 135.000. Venituri din concesionări și închirieri, 40.000. Venituri din prestări servicii, 65.000. Amenzi, penalități și confiscări, 100.000. Taxe speciale, 324.000. Pe lângă veniturile proprii, avem cotele, sumele date de la județ. Cotă defalcată din impozitul pe venit, 473.000. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 530.000.
Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean, 451.000. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 365.000. Sume defalcate din TVA pentru drumuri, 175.000. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 3.211.000. Subvenții pentru încălzirea locuinței cu lemne, 500.000. Și vărsămintele din secțiunea de funcționare, care le folosim la dezvoltare, 937.500.000. Deci total venituri pe secțiunea de funcționare, 5.477.000 lei. Structura veniturilor de dezvoltare a Comunei Ștefan cel Mare pe anul 2019. Vărsăminte din secțiunea de funcționare, 937.500.000 lei. Finanțarea programelor de dezvoltare locală, banii primiți de la MDRAB, 1.650.000 lei. Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020, 391.500.000 lei. FEADR, sume primite în contul plăților efectuate în anul curent, 2.062.500.000 lei. Total venituri pe secțiunea de dezvoltare, 5.047.500.000 lei. Cheltuielile de funcționare ale Comunei Ștefan cel Mare în anul 2019 sunt: la capitolul 51, cheltuieli de personal, 2.000 de lei. Bunuri și servicii, 300.000. Alte cheltuieli, 25.000. La dobânzi, 17.000. Transferul pentru protecția copilului, 250.000. La capitolul 61, ordine publică și siguranță națională, cheltuieli de personal, 355.000 lei. Bunuri și servicii, 45.000 de lei. La învățământ, doar bunurile și serviciile, că salariile sunt pe bugetul de stat de la inspectoratul școlar. Deci la bunuri și servicii, 300.000. Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță, 30.000. Burse, 10.000. La capitolul 67, la cultură, recreere și religie, cheltuieli de personal, 50.60. Bunuri și servicii, 9.40. Alte cheltuieli, 50.000. La capitolul 68, asistență socială, cheltuieli de personal, 250.000. Asistență socială, 725.000. La capitolul 70, la iluminatul public, 350.000. Rambursare credit, 60.000. La capitolul 74, protecția mediului, taxa de gunoi, 350.000. La capitolul 84, bunuri și servicii, 250.000. Total cheltuieli de funcționare, 5.427.000 lei. Cheltuielile de dezvoltare ale Comunei în anul 2019 sunt următoare. La capitolul 51, dispensarul, o să vă citesc pe unul și din lista de investiții, 105.000. La capitolul 65, pentru grădinița pe fonduri europene, 1.483.500.000 lei. Școala de la Bogdana, 535.000 de lei. La capitolul 70, cheltuielile de investiții sunt pentru alimentarea cu apă, 175.000 de lei. La capitolul 84, drumurile care sunt pe AFIR, 2.580.000 lei, iar celălalt cheltuiel de investiții, 1.640, sunt poduri, o să vă citesc din lista de investiții. Total cheltuiel pe secțiunea de dezvoltare, 6.558.500.000 lei. Lista de investiții pe anul 2019 este prezentată în anexa 1 și în anexa 1A. Ea este finanțată din excedentul anului precedent, în sumă de 1.477.000 lei. Sumii încasate de la CRFIR Iași sunt cele două tranșe de plată care le-am depus pentru cele două investiții, pentru grădiniță și pentru drumuri. Suma este de 2.454.000 de lei,
iar sume care vor încasa de la MDRAP, prin programul PNDL, că am depus pentru două investiții, 1650 pentru poduri și pentru școala de la Bogdana, și contribuția din bugetul local la lista de investiții este 937,50 mii lei. Programul de investiții este în anexa 3, iar în anexa 4, numărul de personal pentru anul 2019. Acum o să vă citesc din programul de investiții. Pe investiții, ca să știți exact, sunt cele 7 lucrări de investiții, 4 pe PNTL și 3 pe API. La dispensar 105.000, la grădinița cu program normal satul Negoiești, construită pe AFIR, 1413.000, școala Bogdana 530.000, modernizare drumuri de interes local, cele de pe AFIR, 2518.000 lei. Modernizare și construire poduri și podeți în satele Bogdana, Ștefan cel Mare și Negoiești, 1488.000 lei. Pentru niște studii istorice, să avizăm Bugul, ne trebuie 55.000 de lei. Înființare sistemul de alimentare cu apă, 175.000 de lei. Aici sunt ridicări top, o parte din PTH. La drumuri, mai avem serviciile de realizare a ridicărilor topuri la drumuri și la poduri și podețe, 20.000 de lei. Ridicările topuri la drumuri pe care o să le depunem pe PNT, 25.000 de lei. Servicii de consultanță la drumurile care le depunem pe PNDL, 25.000 de lei. Și am mai pus o mică parte la ce vrem să facem cu gazele, 50.000 pentru SF și 25.000 pentru serviciile de consultanță. Iar în anexa 4, e numărul de personal care știți, nu-i modificat, 2 demnitari și aparatul de specialitate a primarului, sunt 39 de posturi, în total 41 de posturi. Ăsta este proiectul de buget pentru anul 2019. Discuții cum vreți că sunt, nu? Eu pe marginea bugetului, conturat de domnul primar sau ce l-a făcut, nu. Până nu auzim punctul de vedere al domnului primar punctual pe toate capitolele, eu nu pot să fiu de acord cu bugetul. Unu, nu m-aș calcula, n-am primit informarea despre buget să mă uit. Am venit aici, am ascultat doamna contabilă ca o poezie. N-am în față nimic, niciun document. Ca atare, singurul care ar putea să mă convingă acum să pot vota acest buget, domnul primar să dezvolte exact ce vrea să facă pe fiecare capitol cu bani. Am auzit și niște noutăți, studii despre istorie, să vedem cum vin banii și cum i-ați văzut dumneavoastră contrați. Și după aia, putem supune, sau să supuneți la lucru. Dacă doriți, e chestia de bugetul în curs, nu? Și așa, doamna contabilă citește ca o poezie, am închis în 3 minute bugetul din comun. Și acasă, dacă facem bugetul pe salariul care am luat, durează mai mult de un sfert de oră până îmi pun acolo de ca el ce trebuie să-l luăm. Păi și la noi a durat o săptămână jumătate până am fost pe... Vă cred, asta vă cred. La dumneavoastră, da. Nu și la noi, ca informați. Contabilul e expus ca pe o proză, nu ca pe o poezie. Păi nu. La poezie trebuia și rimă. Trebuia să aibă și rimă. La poezie trebuia și rimă. Dacă vreau să dea de spus, mie este bine. Cum am văzut la alt primar și bun, un primar bun, când se duce în fața Consiliului Local, chiar îl urmărește și PSD și îmbrace pe un drag. Ăla la Dotea. Cum mă scapă, mă cheamă. E cred că e de la PNL. Bujor. Nu, e de la PSD, vă spui sigur. Bujor. Sigur. Ăla spune, domnul consilier, asta vreau aici, aici, aici. Aici, aici, patru. Și așa e convenit. Deci eu pot să vă spun că nici eu nu-s mulțumit de bugetul anului 2019. Noi deja suntem în deficit vreo 12 miliarde de lei.
Dar asta nu din cauza că n-am avea bani la buget, din cauza multor investiții pe care le avem și care necesită partea noastră de cofinanțare. Deci avem acum 7 obiective de investiții pe rol. Știți foarte bine, sunt cele 3 pe AFIR și 4 pe Ministerul Dezvoltării, pe RDR 2. Și mai intenționăm să facem încă 3 studii de fezabilitate, să mai aducem bani pentru gaze și pentru drumuri. Anul trecut, dacă țineți minte, urma inundațiilor de prin iunie, așa, au fost deteriorate o mare parte din drumurile din comun. Am făcut adresă la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, au venit echipă mixtă din partea județului. S-au făcut constatările și am fost prins într-un proces verbal, într-o anexă cu 7,6 km de drum comunal și de interes local distrus. Anul ăsta e o oportunitate la CNI, Compania Națională de Investiții, pentru drumurile distruse de inundațiile din anul trecut. Deci acolo ne trebuie să facem studii de fezabilitate și contract cu o firmă de consultanță. Sigur, ne ducem peste 2 miliarde, care nu-i avem. Dar noi trebuie să facem, pentru 2 miliarde și nu putem să pierdem o investiție de 100 și ceva de miliarde. Știți că am discutat destul de bine și am văzut că ai dat cam un încrezător din cap, cum a spus doamna contabilă, de gaz. Deci noi lucrăm. Avem contractul făcut cu firmă de proiectări, care face studii de fezabilitate și firmă de consultanță. Și mai avem pe același program Fondul Investițiilor Locale, ce-am vorbit noi în ședințele anterioare, unde căutăm să introducem gazele, mai avem și modernizare de drum. Marți, am fost un angajat de la o firmă Topo și am bătut toate drumurile și dacă ne iesă cu bine aceste investiții, nu mai rămâne aproape nicio uliță neasfaltată în comună Ștefan cel Mare. Deci de asta suntem noi descoperiți cu bugetul. Dar pentru ce avem în curs acum, în execuție, ca și lucrări, se reflectă în bugetul care v-a spus doamna contabilă. Deci suntem acoperiți. Studiul istoric, despre istorie, nu este vorba de istorie. Este vorba de aprobarea PUB-ului, care l-avem gata, dar trebuie aprobarea de la Ministerul Cultelor. Și nu poate să facă documentația pentru aprobare, pentru avizul de la Ministerul Cultelor, nu poate să facă decât un arhitect și un arheolog agreat de Ministerul Cultelor. Noi stăm în... arhitectul avem, a făcut documentația, arheologul este unul singur pe județul Bacău, agreat de Ministerul Cultelor, care să avizeze aceste documentații pentru avizul de la Ministerul Cultelor. Alaltă ieri am vorbit cu proiectantul care ne-a făcut, cu arhitectul care ne-a făcut PUB-ul și urmează ca săptămâna viitoare să meargă la Iași. La Iași am înțeles că sunt 6 arheologi agreați de Ministerul Cultelor și să ne împrumute de acolo pe cineva. Ei sunt pe regiuni. Deci, fiind în regiunea Nord-Est, poate să ia de la Iași pe cineva care să facă documentația pentru cuvul de la județul Bacău. Noi avem două situri arheologice, știți, la Butina și la Microșoaia, și automat trebuie avizul și documentația făcută de un arheolog. Și dacă nu-i face? Și le face, nu luăm avizul de la Ministerul Cultelor și stăm cu documentația făcută, cu PUB-ul făcut și nu avem PUB. Și o să ajungem în situație, că tot s-a prelungit PUB-ul vechi, tot s-a prelungit, ajungem în situația să nu mai putem elibera autorizații de construcții nici la persoane fizice, nici la domeniul public, așa decât numai să-l elibereze cu Consiliul Județean. Vrea cineva să-și facă un
Bordei se duce la Consiliul Județean ca să ia autorizație, certificat de urbanism și le spune ce trebuie să ia. Deci asta înseamnă că asta, noi trebuie să facem aceste demersuri, să facem documentația, să obținem avizul de la Ministerul Culturii. Am încercat o documentație făcută de proiectantul, de arhitectul care mi-a făcut PUB. Ne-au respins-o cu notificare că trebuie de cineva autorizat. Deci asta este în mare. Am renunțat de, datorită investițiilor care le avem de asta. O să mai facem un an de zile ședințele de Consiliul Local, poate mai bine în Căminul Cultural. Am renunțat să mai facem și corpul ăla de clădiri pentru sala de Consiliul Local. Deci nu cheltuim aiuri. Așa putem. Renunțăm la o investiție. Că știți ce spune constructorul? Face factură, vede că târzi cu plată, nu-ți dă bani, insistează lucrarea. Dar nu. Noi mergem cu investițiile înainte și cu ședințele Consiliului Local putem merge și la... Exact. Dar e important să mă faci. Păi, da, dar vedeți că renunțăm la niște... Și Bacău, e Bacău și face la centru de afaceri. Închiriez o sală de aparat aici, face ședințe. Nu vreți să facem cadrul primăriei, facem investiția cu pentru o ședință. La Colte, la studiu, nu trebuie să motivi, pentru că care renunțat-o la investiție. Cum? La Colte, la Colte, la Colte, am prins, am prins anul ăsta 50.000, 500 de milioane. Așa. Da. Eu am o memorie, mi-aduc aminte de bugetul trecut, astăzi, anul trecut, am dat o predilecție la o anumită biserică. Dacă vreți, vă și spun, ne-ați dat la Nicoiești. Nu la biserică, la o parohie. La o parohie, da. Anul ăsta cred că va veni timpul să fie alțat, nu tot la aceeași parohie. Ca să fim echitabil. Acolo nu se mai duce niciun leu. Păi nu, și cazul ăsta este stabilit aici, că ați promis că dați la Bogdan. La Bogdan. Ei, la Bogdan au venit părintele Relu ieri. Da. Așa. Și când ne-a spus că banii nu se văd la culoare, se dau numai cu hârtii. Corect, dar i-a trebuit să știe. Ei, și-a spus că a făcut că... Că el are niște datorii și i-a zis, fă-ți lumină, părinte. Fă-ți lumină... Dar dacă a avut prea să nu are nicio treabă cu bugetul, discuția de două persoane. Care? Noi vorbim aici instituțional. Da, și tu vorbești, și tu vorbești de biserica punctual, de biserica de la Bogdan. Și am vorbit cu preotul la Bogdan. Hai să vedem un cadru legal. Nu contează cum vrea părinții, dar să ajungă acolo. Păi, nu contează cum vrea părinții. O să avem o discuție. Dar tu ai avut o discuție cu părintele să știi ce-i trebuie lui? Nu. Și atunci de ce? De ce? Și dacă nu-i trebuie nimica, de ce să ducem bani la Bogdan? Dacă nu-i trebuie nimica. Păi, o să... Păi nu, 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 dar răspunde, dacă nu-i trebuie nimic. Dacă nu-i trebuie nimic, la ce ar trebui? La ce ar trebui? Și nevoie de el acum. La ce ar trebui? Păi, una, că nu-i gata casa praznicală, da? Cum nu-i gata casa praznicală? Păi eu am făcut, spre exemplu, o pomană acolo și mai este multe. Și este multe la casa praznicală? Chiar funcționează. Și plus, am spus... De ce vorbim pe necunoștință de caută, cum așa ca să-i bun și dacă... Îți spune la casa praznicală, plouă pe undeva la acoperiș. Atât. Da. Ei, dar nu te interesează din capela de sus. Și de aia, păi, vede, acolo o să ducem niște bani. Să ducem. Acolo o să ducem niște bani. Dar să-și facă, să-și facă curățenie în hârtii. Să nu aștepte să-i dau banii în cont și să ia cineva. Și constructorul să bate de mână. Dar el, ca părinte, poate să iei, n-are consiliul parohial acolo. Cum să iei el singur? Tu nu înțelegi? El are datorii prin, prin parohie. Păi, și când, când se trezește cu banii în cont de parohie, îl ia altcineva. Să păi, dar nu răută ce, dar vorbește... Eu te rog să vorbești cu cunoștință de cauză. Da. Nu să dai cu presupusul și să spui că apine interesele cuiva și nu știi de ce are nevoie de acel cineva. Eu te întrebi, îl întrebi neanii cu Pontaș. Îți spune cap-coadă, spune cine voi sunt la, e la parohie și la Jevreș și la Port. Îți spune cap-coadă. Eu jumătate de ori nu-ți fac documentat. Dar nu, dar tot trebuia să fii documentat la ședință. Eu nu știu că vine nu, trebuia să vii tu documentat, tu trebuia să-ți vii nevoile dacă zici să ducem bani acolo. Pentru ce să ducem bani acolo? Ce spui? Pentru aia, pentru aia, pentru aia, pentru aia. Părinte, nu știi cine așa, acolo am bani aici, am găsit să facem... Nu are bani ăștia. Nu se trezește nici un preot cu bani în buzunar. Păi nu, nu știu. Nu. Nu pot. De ce nici? Hai, dacă o luce mai bine, spicertă. Dar de ce ai de? Deci asta e cu banii de la... Păi bun, și atunci ia avem bani ăștia. O să ducă, anul ăsta o să ducă la Vinșoara, așa puțin când sunt. Ce a făcut patronul
ce? Ai verificat dacă o furat? Păi, dar eu sunt la poliție, verific eu. Păi nu, dar tu cer pentru parohia aia. Da. Trebuia să-i dați cu mâna poliția. Mai are scândură? Mai are scândură? Nu știu. Eu nu trebuie să știu treaba asta. Nu? A fost că o furat. Păi da, bă, dar trebuie să știi ce vorbești. Ce ne-a luat de acolo? Nu știu. Dar de ce să știu eu ce ne-a luat? Când ați dus o scândură, cu cui ați n-am dus-o. I-am dat-o preotul. I-a spredat semnătură că o preluată ea? Păi, e Vasco, știi? Mi-a dat de semnătură, mie tabla. Păi, pe evidență? Da, da. Mi-a dat mie semnătură. Păi, vă rugim mult? Vă nu o clarificăm, da. Păi, e clarificat. Nu cum credeți, nu cum credeți. O venit ieri preotul de la Bogdan, cu Costela Vădrăni. Și-o rămas să chemi băieții aia lui Bălțătescu, să facă o evaluare la capela aia de sus, să vadă ce trebuie și după aceea să te vorbim. Deci nu am discuții. Păi ce nu spune ziua ca banii să vă aduce? Da, mă, dar tu ar trebui să știi, mă, dacă tu ai interesele, ai interesele parohiei. De ce nu spune? Eu sunt atent cum distribuim banii ăștia la cult, nu mă interesează. Cum e ea sau nu e ei? Păi ai înțeles? Dăm la Bogdana să vedem cât are nevoie. Dăm o parte și la Vinișoara, acolo se construiește, acolo șantier anual. Eu nu vedeți să-i Bogdana așa. Și? La Butinaș. La Butinaș. Și la Sunaș. Deci astea... Și nu ne rezumăm poate numai la aia 500 de milioane. Pe parcursul anului o să vină rectificări de buget și o să fie nevoie, mai dăm. Asta e altceva. Da. Noi avem acum pe tavă 500 de milioane. Atât. Cât de la Bogdana, cât de la Vinișoara. Nu cât. Nu cât. Deci problema să spui așa, doamne, din 500 de milioane, uite, nouă mi trebuie 300 de post, da? Nu
ceva, să faci ceva. Nu, eu, dar eu nu spun la fiecare preot în parte. Ei, nu, spui că... O venit... Ai, noi nu facem aici criterii politici. Eu m-am întâlnit cu cineva din Comitetul Parohial. Și am stat de vorbă. Și azi, măi, vină cu părintele. Să vedem cine voie are. Și-a venit ieri la discuție. Da. Dar n-a spus cât. N-a spus cât. Păi... N-a spus cât trebuie pentru aia, trebuie pentru aia. Și băieții ăia lui Bălțătescu sunt oamenii preotului. Eu nu știu fi. Și noi nu o să putem face lucrarea cu ei. Pentru că băieții ăia nu sunt autorizați. Noi nu putem plăti la o persoană. Dar nu sunt autorizați, se face expertiză, sunt autorizați? Dar nu fac expertiză. Sau evaluare. Ba, păi, dar cum să nu? Păi, dar el știe cât e la metru pătrat de tempuială, cât e la metru pătrat de văruială, el știe treaba asta. Și asta îi spune preotul, cam atâta trebuie. Atât. Deci nu-i pune pe hârtie să-i facă o evaluare. Eu nu-i spun să-mi vină cu deviz general. Să spună, domnul primar, cam atât ar trebui. Că după aia devizul general îi face firma care vine și construiește. Și face lucrare. Eu dacă eram un locul ăsta, atât mă costă, 300 de milioane, domnul. Ce vor, dar pe ce bază? Dar eu voi fi de pe marginea pârâului. Atunci noi consiliere de ce am prins, îl bătăm bugetul ăsta cu prețul meu. Dar cum adică cum vreau eu? Dar aici au rămas bugetul comunii, îmi pare că ajutau la parohii? Nu, mai nu se dă niciun leu la parohii, care-i problema? Un capitol, bă. Care-i problema dacă nu se dă niciun leu la parohii? Noi vorbim de investițiile comune aici. Nu de parohii, de pe interese parohii. Sunt date comunii. Dar nu se vreau să ne arată, nu se vreau să ne arată. Domnule, e punctul meu de vedere. Ai punctul tău de vedere, nu mai consilie. E punctul tău de vedere. Domnul primar, domnul primar. Da, discutați. Dar iar în ce? Iar în ce? Păi, dar de ce? Iar nu suntem pe pe. Vorbește, nu suntem pe. Dar ți-a spus clar, ți-a spus doamna contabil, tot unii sunt duc bani. Ți-a spus unii sunt eu trei bani. Da, îi binuiți pe aceea, nu am nicio treabă, nu se vădă. Bă, n-am binuit pe nimeni. Dar nu știe nimeni. Știi preotul de la Cutinaș cu banii trebuie? Adică, nu ar trebui să avem bugetul, nu ar trebui să avem la primărie. Dar nu l-am chemat eu, omule, el o bani. Unde mi-a știi că... O venit cu ăla din sat. Domnul primar, știi ceva? Noi cred că aici suntem și care mai știi tocat. Nu suntem de așa. Bă, dacă ești niște întâmplat. Părinte, Dumnezeu mea să știi că noi avem aici astăzi Consiliul. Cu buget. Dar putea să vină mâine. Putea să vină la o lună. Deci azi noi trebuie să votăm bugetul pentru culti, da? Și noi nu putem vota bugetul, că nu vine venit părintele pregătit să spune că trebuie 100 de milioane sau 500 de milioane. Și atunci când am... Hai că e jalnic. E jalnic. Degeaba citești că... Bun, nu sunt jalnic. Dacă pară bugetul unei comune, o rămas... Ai un... Dacă ai o afinitate față de părintele la Negoiești... Bă, nu se duce niciun leu. Cu șapte ați băgat, dar mai ne toți acolo. Nu se duce niciun leu la Negoiești, mă. S-au dus, au fost nevoie, dar vă știu oricum de cât are nevoie. Da. Da, pentru că avea devizul făcut. Ți-a luat o registrare să vezi așa discute pe... Domnul Domnule, cât o mai amuncime? Cu cont? Domnule, cât o mai amuncime? Cât trebuie? Nu cât trebuie. Ți-am zis cât trebuie. Îți vreau să vă stat, ai pomenistul. Nu vă vezi mă. Domnul Domnule Matei vrea să voiască, dacă îi permiteți. Păi dar pui și mă cam. Păi dar pui și mă. Domnul Urelea, da, domnul Păsit. Domnule, ne-am mulțumesc mult de la ceea ce a fost pe ordinea de zi. Și păcat că se inițiază pentru a doua sau a treia oară astfel de discuții neprincipiale, care nu aduc niciun folos, nici consiliul local, nici comune. Băi, domnul, ponderează-te și să ai cu... Domnule, mie nu mă... Băi, ce ai vorbit aici? Băi, să nu vii ce ai vorbit! Consilier la Bogdana, fără să o cunoască. Așa se explică. El să în orașul vine să-mi dea nouă lecții, da. Să dormi în sat cu lumea, mă. Să simți pulsul, să simți pasul, suflarea oamenii. Nu vin să faci discuții. Bă, ce faci din moral aici? Da, da. Ai jignit-o și pe contact. Cu ce ai jignit-o? Băi, tragi din gură. Ce jignit? Tragi din gură și ascultă, băi, o grație. Băi, îl puneți la vot în Consiliul Local să iasă din ședință. Tu vorbești în regulă. Bă, la asta spune. Păi spune, băi. Ce spune? Că n-am voie să vorbim aici? Dar ai vorbit. Nu. Ai vorbit. Poate suspendat. Da, e cuvântul Romini, e cuvântul Romini. Dar nu ai cuvântul. Dar nu acum când la replică. Nu vreau să spune. Ai dreptul la replică, asculti și dai dreptul la replică după aia. Romini, că nu vorbesc în mai de vorbă, nu ești un mai poșit local. Măi, oameni. Măi, parcă m-am scuzat, m-am avut 5
dezbateri care au avut loc în comuna Ștefan cel Mare. Bă, nu i-am luat la audio, am lucrat cu tânsul, mi-a fi certat, ne-am bătut, ne-am scuipat, nu chiar așa, dar am avut și momente de neînțelegere. Au avut loc transformări deosebite. Azi, când s-a spus despre acest teren de dezmembrare pentru stația de epurare, așa, fără să știe nimeni, a trezutat inima minii, fiindcă se face această lucrare pe satul de Boltana, Ștefan cel Mare și Negoiești. Este un lucru deosebit. Doamne, nu le mai număr, că știm toți, le-am trăit, le trăim. Aici să lăsăm să se dezvolte comuna în continuare. Promit că nu te supăra că te jignesc. Nu vreau să te jignesc. Tu ai jignit-o foarte rău pe doamna contabilă. Spui că a prezentat acest proiect ca pe o poezie. Băi, nu. E o bășcărie, e o ironie. Nu trebuie să o jignesc. Am muncit acolo, ce dosare are acolo? Numai să la calculator să pui toate cifrele astea și să le vezi să le prezinți în fața Consiliului Local. Și tu vii să-i aduci jignirii că o spus-o ca pe o poezie. Băi, nu a spus-o ca pe poezie, eu am pus-o pe capitolul și mie mi-a plăcut, chiar dacă suntem sărași ca buget, ați văzut că primarul a spus din rândul trecut că bugetul comunei Ștefan cel Mare va fi foarte mult redus față de cel de anul trecut. Băi, lăsați lucrurile astea deoparte, hai să discutăm frumos, să cunoaștem lucrurile, să cunoaștem. Biserica, eu știu care-i treaba, s-o adunat, a făcut chetă prin sat, o adunat numită 27 sau 28 milioane acesta în Mădănii Costel, a cumpărat plasă, a cumpărat șpalier legal, a lucrat acolo, a turnat pardoseala aia sau șapa aia de beton, că era bolovan când te duceai la mormântare la cineva, da. Că stai mai rău când calci pe mamă totuși de bolovan. Și s-a făcut și aceste lucruri, o să facă. Dar băi, hai să avem răbdare, să privim lucrurile cu realitatea. Eu văd că tu vii cu exemple de la Bofteană, nu mi-e interesat. Fiecare își dezvoltă pe unul așa cum găsește de cuvință, după posibilitățile care le are. Dar faptul că la noi s-a citat aceste obiective de investiție este un mare lucru. Școală, grădiniță, drumuri, poduri, podețe. Este un lucru deosebit. Sunt primării, eu n-am fost, nu vă dau exemplu concret. Sunt primării care n-au nici iluminată în comun. Uitați-vă noaptea după orice deal aveți aici, să vedeți satele comunei Ștefan cel Mare cât de iluminate și frumos puse la vot. Asta înseamnă preocupare. Asta înseamnă primăria, Consiliul Local și noi am sprijinit aceste acțiuni. Haideți să ne bucurăm de ele. Voi lăsați de aia pe discuțiile astea, că nici nu mai vin la ședință, voi, dacă purtăm astfel de ședință. Adică mai controlează și tu, mai vezi cum te reflecți în conștiința noastră, a oamenilor. Vezi care-i treaba, ce gândești și altul despre tine, mă. Eu gândesc foarte rău despre tine. Cu toate că mergi constatent, dacă nu cumva ne-am căutat, suntem și rude. Dar nu trebuie să discutăm noi în poziția asta. Nu trebuie să o facem contra dictorii aici. Eu zic că primarul este conștient cât va mai fi primar, știe ce are de făcut și ne bucură că vin în fața noastră cu atâtea probleme. Eu le găsesc destul de, nu mai jignesc lumea, le găsesc destul la locul lor, sunt lucruri frumoase. Comuna n-a fost niciodată dezvoltată vreodată la nivel. Nu avea cum să fie, fiindcă nu a fost niciodată. Dar acum când auzi că se face asfalt, mai ales că se va asfalta fiecare uliță, fiecare drum în satul satului comun, este un lucru minunat. S-a tras apa, s-a făcut asfalt. Acum, canalizări, avem făcut canalizări în satele astea Negoiești, Boltana, avem făcut canalizări în Butinaș. Aveți canalizare, domnule? Ei, domnule, sunt niște lucruri care ne așteaptă lumea. Unii s-au supărat și cu apa, că e prea la mica adâncime, că iese, nu știu. Uite că s-a liniștit lumea. Toată lumea a fost greu de smult. Vă amintiți când eram la primărie, vedeam și spuneam, măi oameni, stăpați aici, stăpați, uite, se toarnă asfalt și vine, trebuie băgată apa, făcut racorduri la apă. Mai faci numai apă, vei te treabă că trăi cum o trăi tata, încără apă cu pochilița de la Budăi de jos. Păi, s-o nu singură, că avem apă, poche la rog, e frumos. Și pentru noi, și pentru femeile cel mai mult lucrează la mașină, la bucătărie. Deci, sunt niște lucruri care trebuie apreciate. Nu merită nicio formă
să aducem în jurii, să aducem acuzații la ceea ce s-a făcut și ceea ce urmează să facă. Mulțumesc, consiliu. Nu, nu, președinte. Domnul Nicu Bonta, și la rău. Nu, la replică la domnul Elia. Ca să-i spun, eu n-am jignit domnul doamna contabilă, au fost o constatare a mea. Nu mai jigni oameni. Iar ce privești la mine, am normalitate, să avem o mine, plătim. Domnul Nicu Bonta, ce plătești până la vostru lumină? Ce plătești tu iluminat publică, dacă tu nu stai în comună astăzi? Orice cetățean. Să plătești iluminat public la comun. Eu ți-am spus, a făcut o greșeală. Să nu vorbești prostii ca să-ți dea bine la cameră. Nu, nu pot plătești cineva iluminat public. Nu pot să dea bine la cameră acolo, nu eu. Nu se încasează de la urmă. Se încasează iluminat public la alte comuni. De ce vorbești aici? Că plătești. Și nu e normalitate să avem mine. Ba da. Asta spuneam. Da. Dar nu că plătești omul. Nu, iluminatul public nu-l plătește. Nu, taxi și cu... Asta e o altă treabă. Dar și unde nu-i lumină să plătesc impozite și taxe? Domnul Bontaș. Domnul primar, pentru apă de la Bieșoara. Mai găsesc și ceva, am lăsat să putem să facem. Nene, în buget n-avem prins acum. Am văzut. Dar cu rectificările de buget, că în iulie s-ar putea să fie prima rectificare de buget. Acum suntem în tratativ cu ăștia de la Raja. Aștept un răspuns de la ăștia de la Raja să vedem dacă nu prea. Poate cu ea așa, poate. Apoi ea... Trebuie făcut ceva ca pentru că noi discutasem că dacă e o posibilitate să ducem, continuăm conducta lor. Dar nici ei nu au până la... Până la Rădeana? Până la Iepurare. Acum, acum au și ei într-un plan de dezvoltare să ducă până la Iepurare. Deci ei nu au conducta lor de alimentare cu apă. Ei ce-au alimentat, Onești, ce-au alimentat casele alea de la, la Rădeana, de la Rădeana, ăsta din apa chimicului. Din apa chimicului? Din apa chimicului, din apa chimicului, nu, nu, de la chimicului. Da. Am contract acolo și vine conducta direct. Vreau să trecem la urmă. Este administrată de chimic. Ganicu, asta e tot la vot. Da. Suprăm la vot, bugetul. De asta e, poate mai vrea cineva. Da, poate mai vrea. Cine este pentru? Nu contează că sunt două, trei case, au dreptul la viață. Eu ce-am spus? Da. Asta am spus. Că, da. Romica, dacă ți-aduce aminte, tu mi-ai spus odată, de ce am băgat eu atâția bani la Torientul ăla, la Bogdana, pentru o singură casă? Dacă trăia tata, mai trăia 20 de ani, dacă trăia tata asta. Băi, Doamne ferește, da? Acum era întoarcă în stradă, normal. Nu, 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 azi pentru o singură casă, așa investiții. Da, și pentru o casă facem investiții, da. Dacă e nevoie. Da. Doamna contabilă, vă rog. Trebuie să aprobăm bugetul de la școală pentru bunuri și servicii. Aici e foarte simplu. E bun că aici nu avem biserici. Da, nu, aici sunt doar bunurile și serviciile ale școlii în valoare de 300.000 de lei și bursele din bugetul local 10.000 de lei. Deci un total de, la învățământ de 310.000 de lei pe anul 2019. Vreau să vă zic ceva și referitor la punctul 1. Să știți că bugetul ăsta este foarte muncit. Așa este, că poate ați văzut că este doar o înșiruire de cifre. L-ai citit este... prea repede, trebuie să-l citești ca Iohannis. Probabil. Vreo două zile. Lasă domnul primar, Bogdan nu e agent electoral. Nu, eu nu. Eu am adus la... Dar de ce? Asta nu e o politică. De ce asta nu e o politică? Faci politică, deci, da. Trebuie să-l citească mai înalt ca să... Nu înțeles, da, am văzut că te citeai pe telefon când vorbea doamna contabilă, de asta ai înțeles. Mi-am mai înțeles și eu
pasaje, din. Nu am voie să rețineți. Pentru că lasă vina la contract. Mariana, dă frumos. E public, nu dă vina la contract. Aveți cu dar arată cine că a fost afișat pe site-ul primăriei cu cât timp l-ai afișat înainte de, de ședință? E din ianuarie. Proiectul de buget e din ianuarie pe site-ul primăriei. E public, să știi. Doamna Cătar, atât am avut de spus. Eu l-am prezentat așa cum am știut eu, cum am priceput. Eu... Da, doamna, nimeni nu voie, invoc cum nu l-a știut. La atât, da, cheltuielile de la învățământ, m-am zis salariile sunt direct de la bugetul de stat, prin inspectorat, nu mai trec prin primărie, prin bugetul primăriei. Suntem de aici, din Comuna Ștefan cel Mare. Dacă vrem să arate a comună, mai trebuie să muncă, nu numai... Așa, să venim numai cu argumente, cu de ce colo așa, ce colo așa, de ce așa, cum o să facem? Uite-te! Uite-te! Din drept personal, ai trebuit pe podul de la... Bă, trebuie bine pe care... De la casa... Da, 46, exact. Dar nu, din podul de la casa, la chină de tine, la casa de rachiu. Ai fost să vezi cum era? A fost, bineînțeles eu. Mă, surprinde. Și asta te interesează. Bravo, felicitări! Și cât o fura de acolo? Cât s-o fura? Nu mă interesează! Domnul Mar! Și treaba care? Cât o fura? La urmă! Ședința e cheiată, dacă... Treaba